seama prefectului, 36. Numărul de consilieri județeni aleși la data de 27.09.2020, 36. Numărul de consilieri județeni aleși prezenți la ceremonie, 33. Numărul de consilieri județeni absenți la ceremonie, 3. Constat că sunt îndeplinite condițiile de cvorum prevăzute de articolul 116 alineatul 1 din Codul Administrativ prin prezența jumătatea, minim jumătate plus 1 din consilieri județeni validați. Consilieri județeni validați în conform acestei decizii tribunalului sunt domnul Crușoveanu Marian, Partidul Național Liberal, domnul Gim Asterian, Partidul Național Liberal, doamna Constantinescu Dana Mariana, domnul Bola Alexandru Bogdan, Partidul Național Liberal, doamna Topolov Gianina, Partidul Național Liberal, domnul Țuțuianu Horia Marius, PSD, Partidul Social Democrat, domnul Mârșu Alexandru, Partidul Social Democrat, doamna Gheorghe Veronica Adriana, Partidul Social Democrat, domnul Ciobonel Marius Coster, Partidul Social Democrat, doamna Dragnea Marilena, Partidul Social Democrat, domnul Donțu Gheorghe, Partidul Social Democrat, domnul Șoban Cosmin, Partidul Social Democrat, doamna Bercaru Nicoleta, Partidul Social Democrat, domnul Dănase Leonard, Alianța PSD, ALDE, Partidul ALDE, domnul Petre Marius Liviu, Partidul Social Democrat, domnul Enciu Petre, Alianța USR Plus, domnul Nevercu Ilius Eduard, Alianța USR Plus, domnul Negoi Remus Eugen, Alianța USR Plus, domnul Bădilă George, Alianța USR Plus, doamna Dordea Andrada, Alianța USR Plus, domnul Filipescu Răzvan, Partidul Pro România, domnul Vasile Rizea, Partidul Pro România, domnul Palas Claudiu Iorga, Partidul Mișcarea Populară, domnul Senopol Virgil Cristian, Partidul Mișcarea Populară. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și principiile mea pentru bine locuitorul județul noastră. Așa să ne jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și principiile mea pentru bine locuitorul județului Constanța. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Constanța. Așa să ne ajute Dumnezeu. În numele legii, hotărăști validarea alegerii domnului Mihai Lucu, domiciliat în Constanța, județul Constanța, candidat al Partidului Național Liberal, în funcția de președinte al Consiliului Județean Constanța. Depun în fața Consiliului Județean Constanța următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Constanța. Așa să ne ajutăm. Vreau să vă spun de la bun început că voi continua proiectele, sau voi duce la îndeplinire, mai corect spus, proiectele pe care le-am propus dumneavoastră și pentru care m-ați votat. Vorbim aici de sănătate, vorbim aici de educație, vorbim aici de dezvoltare economică. Invit toți consilierii județeni să-și propun aceste proiecte, pentru că toată lumea își dorește ca noi să trăim mai bine, cetățenii acestui județ să trăiască mai bine. Am promis că voi fi partenerul tuturor oamenilor în acest județ. Mă voi ține de cuvânt. Am promis partenerilor sociali că voi fi un partener, mă voi ține cu cuvânt. Am promis presiei că va fi cu administrare transparentă și mă voi ține de cuvânt. Am promis cheltuirea banului public transparent pentru proiectele esențiale ce ne definez viața aici. Așa cum a spus domnul prim-ministru, foarte multe proiecte pe care le-am propus dumneavoastră în campanie și nu numai acestui județ,
reenumerat. Am să fac apel astăzi la domnul prim-ministru, care este un prieten al nostru, să ne aplicăm foarte mult pe rețeaua de sănătate în acest județ. După 4 ani de zile, vă garantez că fiecare cetățean acestui județ va avea asigurată asistența sanitară de care trebuie să o aibă în orice moment. Vreau să vă spun că avem cel mai frumos teritoriu mobiliar de minorități naționale, minorități conlocuitoare care trăiesc în armonie aici. Am promis foarte clar că vom fi partenerul minorităților. Am promis că anumit cetățeni minoritari etruși în anumite zone să fie incluși în programele noastre și vorbim aici în special de minoritatea romă. Am promis parteneriat cu oamenilor de afaceri în sensul dezvoltării acestui județ și vom fi aici, în termeni cine e legal. Am promis universităților că vom fi parteneri studenților pentru a rămâne aici acasă. Doar 4% din aceștia rămân astăzi să aducă plus valoare județului. Am promis agricultorilor, cum a spus domnul prim-ministru, că producția și produsele lor se vor regăsi pe mesele constanțenilor. Am promis că vom face în această zonă arheologică o mândrie și un punct de atracție în turismul românesc. Am promis că vom fi loiali acestui județ. Partidul Național Liberal, împreună cu dumneavoastră, consilierul județean, avem obligația să facem ceea ce trebuie, de mult făcut de 20 de ani, să deschidem acest județ. Așa cum s-a spus, suntem poarta de intrare sau de ieșire a noastră, a României, a Europei, a noastră. Suntem parteneri, la sigur aici de domnul Casmin, atașatul militar de lângă ambasada Americii de la București, de tot transparența și tot sprijinul nostru la nivel de consecință. La sigur aici pe domnul președinte Gelemi Sergel, de tot sprijinul nostru și parteneriatul nostru și nu numai tuturor minorităților, le acordăm sprijinul necesar pentru păstrarea identității, limbii și a portului. Asta înseamnă enorm de mult pentru noi să trăim în pace și armonie. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru încrederea acordată. Mulțumesc tuturor consențenilor care m-au acordat 101.894 de voturi. Să iei începând de mâine, ne apucăm foarte serios. Domnule prim-ministru, domnule primar al Constanței, domnul deputat Țucă și toți deputații care sunteți, avem o misiune nobilă. Încrederea pe care ne-au dat-o cetățenii Constanței trebuie confirmată, trebuie consolidată. După 4 ani de zile, arătăm să ieșim cu fruntea sus, că ne-am întâlnit de zile. Doamne ajută, vă mulțumesc frumos! Vreau să fac o precizare și vă cer dumneavoastră și aparatului administrativ să pregătiți pentru prima ședință aplicarea ordonanței 43 cu privire la gratuitatea transportului elevilor din județul Constanța. Vreau să fie primul punct pe ordinea de zi la următoarea ședință. Vă rog frumos!